Astăzi voi vorbi despre benzină versus motorină sau cu o comparație tehnică între benzină și motorină. Înainte de toate aș vrea să vă spun un lucru. Acum, cei de pe canalul acesta care sunteți abonați și la, să zic așa, fostul meu canal, pe care l-am avut cam timp de 2 sau 3 săptămâni, nu, mai puțin, cred că o săptămână, știți că am făcut videoclipuri cu legate despre mașini, motor pe benzină, motor pe motor diesel și am făcut ceva abrevieri într-un alt episod. Așa, în acest episod însă v-am zis voi face o comparație tehnică între diesel și benzină. Am șters contul acela, adică nu l-am șters. Dacă o să vă las un link în descriere către el pentru abonații noi sau dacă vreți să vă uitați să vedeți cam ce am făcut. Dar contul acela nu mai există, îl puteți considera ca fiind un cont inexistent pentru că nu-l mai am. Adică mi-am șters cumva contul de Google, chiar dacă pe YouTube totuși mai găsiți acel cont. În fine. De aici încolo o să filmez, chiar dacă na, contul ăsta se numește Patrick Gaming, o să fac și pe ăsta legat de mașini. Că măcar așa o să știți, bă, uite, știu că postezi doar pe canalul ăsta și poate unora chiar o să vă placă să vă uitați la episoadele de genul acesta legate de mașini, așa că eu o să mă țin de promisiune, o să fac doar pe canalul ăsta și... eu sper să vă placă. Hai să începem. Bun. Deci cum v-am zis la înainte, astăzi o să vă prezint benzină versus diesel. Bun. O comparație tehnică, să zic așa. Adică să vă explic diferențe între benzină și motorină și o să vă mai povestesc eu și altele pe lângă asta. Bun, hai să începem să zic cu benzina. Benzina asta, cum să zic eu, hai să facem așa cu linii să arate cât de cât mai bine. Să stai să vedem linia asta, asta. Benzina la modul general îi mai, să zic așa, din ce am auzit, e mai ineficientă. Din cauza faptului că, da, acum eu mă refer la motoarele astea mai mici pe benzină. Nu mă refer la Lamborghini, la Viper, la Corvette. Alea deja sunt mașini. Ineficiente din cauza faptului că sunt motoare mici în general și ați văzut și voi la benzină, moare repede motor, cum s-ar spune. Adică trebuie să calci un pic mai tare pe accelerație ca să, nu știu, să pornești din loc. La motorină pornești doar din apreaj, ați văzut și voi cât de rezistente sunt motoarele diesel. Ineficientă din cauza faptului că nu prea durează cât durează, sau nu știu, nu e atât de rezistent motorul ca unul diesel, adică am auzit că să există motor diesel, na, care fiind foarte bine întreținute durează și durează 700.000 de kilometri, 800.000 de kilometri, deci vă dați seama că durează unul diesel. Vă dați seama că 700.000 de kilometri faci târziu, nu știu. Acum, na, dacă mașina e folosită doar pe autostradă, dacă e folosită la oraș, la drumuri de 2 km, 1 km, porniri multe, motor diesel nu-i bun la chestii de genul.
dacă e să zic legat de să vă luați o mașină și să o țineți mai mult de oraș, mai eu v-aș recomanda să vă luați un motor pe benzină. Pentru că la benzină motorul e și mai ușor. Ia, să ai să și notez. Deci motorul la benzină e mai ușor. Ca și vedeți și voi, motorizări de 1.6, de 1... Acum sunt, v-am zis, la Lamborghini, motor de 5.2. La Viper, motor 2.3. Bugatti, motor de 8, dar eu mă refer la astea de oraș, normal. Mai bune sunt astea pe benzină la oraș. Alea pe motorină, mai ales dacă să zic de la 2 în sus, nu mai la oraș motorul, nu știu, suferă mult. Adică opriri, multe porniri, multe mersul ăla așa încet îi strică. La alea diesel eu recomand să mergi să le folosiți pe, ori pe drum național, ori pe autostrăzi, pentru că pentru asta sunt gândite motoarele de genul ăla. Sau, na, pentru asta sunt gândite. Mai ales la camioane, ați văzut și voi, toate camioanele au motoare diesel. De ce? Pentru că dieselul e făcut pentru asta, e făcut să tragă greutate, să care greutăți foarte mari. Vapoarele, din ce am înțeles, sunt tot diesel. Și cât rezistă? Merg kilometri extraordinar de mulți, cu greutăți de 200 de tone. Na, poate. Ce am zis eu, e puțin. Dar ați văzut și voi. Da, deci benzina e mai ineficientă, motorul e mai ușor și de întreținut, și mai ușor e... Și mai ușor motorul în sine, că e mai ușor. Na, 1.6 nu-i... Nu sunt așa mari ca la... Nu sunt atâtea piese în primul rând ca la diesel, v-am zis. O să vă las un link în descriere și o să vă uitați la... Dacă doriți, la motoarele diesel. Să vedeți voi câte componente au alea, pe lângă unul pe benzină. Bun. Da, să nu uit că motoarele... Pe benzină au minunata cifră octanică. Cifra octanică, practic, cum funcționează asta? La benzină, cifra octanică permite, e așa gândită ca să permită arderea combustibilului, adică a benzinei, mai greu. La prin scânteie, știți și voi, pe când la motoarele diesel e prin compresie, adică acolo practic avem nevoie de autoaprindere, să zic așa, pentru că motorina nu s-a arde ca benzină. Spre exemplu, știți și voi că benzina ia foc foarte mare și din ce am înțeles, să zic că, nu știu, ești într-o cameră. Oricum nu recomand la nimeni să facă experimentul ăsta. Să zic că ești într-o cameră, doar benzină pe jos și ai o brichetă la tine. Din ce am înțeles eu pe net. Dacă tu aprinzi bricheta aia, deci doar prin faptul că o aprinzi în aer, benzina va exploda. Din cauza faptului că se creează vapori de aer. Vapori de... Știți și voi. Când torc benzină, miroase așa, intensa benzină, vaporii aia. Miroase așa benzină și atunci când aprinzi orice tip de flacără, acolo explodează tot. Da, deci e mai ineficientă, e mai ușor, astea au cifră octanică. Stai să vedem, poate mai vin și altele. Hai să scrie între spune ceva. Diesel. Dieselul e mai eficient. V-am explicat treaba la asta. Adică
V-am zis, e făcut să tragă, să carib greutăți enorme. Motorul la mașini de diesel e mai, nu știu, motor mai complicat. În general, mai complicat din cauza faptului, vedeți și voi, sunt multe piese, e mai greu să le repari și costuri mari. O altă chestie ca să fie cam tot acolo organizată, aici nu mai avem cifră octanică, aici avem cifră cetanică. Adică e cumva invers la cea octanică. Aici trebuie să auto-aprinde, acolo nu avem nevoie de auto-aprindere, pentru că dacă se auto-aprinde va explota motorul. Acolo doar așa o mică scânteie, aici trebuie să auto-aprindă, ia să și pun așa în paranteză. Auto-aprindere. Sper că am scris bine și pe când aici avem prin scânteie. Adică v-am explicat benzine, ia, hai să zicem aici că motoarele pe benzină se mai numesc și MAS, adică motoare cu ardere prin scânteie. Pe când dieselul se mai numește, adică și MAC. Stai un pic, așa. Adică motoare cu ardere prin compresie. Bă, nu știu ce să zic. Deci, în mare, eu unul sunt fan la motoare diesel. Mie unul mi le plac mult motoare, plac mult motoare de diesel, pentru că v-am explicat acum câteva motive de ce e bun motorul diesel. Că trage. O să vă fac și, nu știu, mai am anunțit, să zic așa, despre fiecare în parte, așa, în... sau despre diesel, aș putea să vă fac o chestie, pentru că am văzut multă lume că zic că iubesc motoarele diesel pentru că au cuplu. Dar acolo e altă treabă, acolo o să vorbim despre altceva. Au cuplu ca o turbină și de-aia, dar o să vorbim noi în alt episod. Bă, nu știu, nu prea am scris eu multe, dar nici nu prea am... vin. Adică mare parte în toate astea am zis cam tot ce trebuie. Mai e chestia. Și nu prea mai am ce să vă mai scriu. Bă, cam atâta pentru episodul ăsta. Mi-am dat seama la sfârșitul episodului ăla, ultimul ăla cu abrevierile, faptul că am uitat eu să vă mai dau câteva. Dar oricum ar trebui, oricum o să mai fac eu alt episod legat de abrevieri, pentru că mai sunt multe pe care nu vi le-am spus, pentru că nu eram sigur de ele. Astea abrevieri de alea, la roți, la sistem de frânări, sistem de virări, chestii de alea. Dar mi-am dat seama că am uitat încă altele abrevieri de genul ăla la motoare. Legat de motor, cum v-am dat eu atunci, TDI, SDI. Am uitat să vă zic de JTD, JTI parcă. Dar o să vi le spun eu și pe astea în alt episod. Eu sper că v-a plăcut episodul acesta. Dacă v-a plăcut, să apăsați și voi butonul de like, să mă ajutați să mai postez în continuare dacă vreți să mai fac o serie de genul ăsta, pentru că pe contul ăla alt am văzut că v-a plăcut destul de mult episoadele de genul ăsta. Eu am fost Patrick și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!